greșind din care fac prevederile articolul 7 din Codul al Zolului nu ar trebui să se aplice acestui program. Considerăm această afirmație neîntemeiată și care nu corespunde adevărului, întrucât chiar din startul programului Curier, difuzat de Postul Unit, acesta este catalogat ca un program informativ-analitic. Se vede din primele 10-15 secunde din înregistrările prezentate de CCA anexate la referință, și anume înregistrările emisiunii Curier din perioada supusă monitorizării. Cât privește emisiunea Curier din 6 februarie 2012, CCA a examinat buletinele de știri difuzate de Postul Unit integral, pentru că legea stipulează expres normele de realizare a unui buletin informativ. De aceea, la adosar, au fost atașate înregistrările acestor emisiuni în volum total. Pentru evaluarea materialului televizat este necesar audierea și vizualizarea lui integrală, întrucât imaginea video și coloana sonoră constituie și ele informații și au efecte asupra publicului. Astfel, în buletinul de știri din 6 februarie 2012, cu o durată totală de 41 de minute, 39 de minute sunt acordate materialelor ce conțin etichetări, denigrări, incriminări și chemări la nesupunere față de ordinea stabilită, încălcând flagrant toate normele deontologice și cele ale articolului 7 al Codului audiovizualului. O situație similară este atestată și în buletinul din 7 februarie, raportul fiind de 39 de minute durata totală, din care 32 de minute au constituit dezinformare și propagandă pentru PCRM și repetarea mesajelor de intoleranță față de adversarii politici și a cetățenilor care îi susțin. Astfel, în cele ce urmează însă prezint buletinul din 6 februarie, schematic. Cuvintele ca uzurpat, uzurpatori, în toate formele sale, a apărut de 21 de ori. Cuvântul protest, protestatar, de 24 de ori. Cuvintele și expresii ca regim, regim instaurat, regim anticonstituțional, regim nelegitim, regim antipopular, apar de 20 de ori. Astfel, buletinul de știri conține în fiecare minut cel puțin câte 2-3 cuvinte care sunt acuzații sau calificative negative. Prin comentarii și formulări tendențioase, Postul de televiziune NIT a răspândit mesaje care deformau sensul realității, inclusiv în ceea ce privește problemele de comunicare interetică și de securitate a statului. Reiterăm faptul că cei ce aplică sancțiunile față de radiodifuzori aflați sub jurisdicția Republicii Moldova în concordanță cu principiul egalității tuturor în fața legii. Acest aspect reiese chiar din raportul de monitorizare examinat în ședința din 5 aprilie 2012. Legea contencios administrativ, articolul 26, menționează expres cazurile când actul administrativ contestat poate fi anulat. Prin dovezile prezentate am demonstrat și argumentat netemincea sau solicitărilor reclamanților. Încălcări ale legii materiale, încălcări de competență sau de procedură din partea Consiliului nu au avut loc. Totodată considerăm că solicitările reclamanților în esență constituie și au ca obiect anume acest aspect. Instanța de judecată să se pronunță asupra oportunității decizii CCA. Ceea ce conform articolului 26 alineatul 2 nu este permis. În concluzie, CCA a acționat potrivit procedurii și prevederilor prevăzute de Codul audiovizualului și legislația în vigoare din domeniu. Luând în considerare cele menționate, solicităm să fie respinsă acțiunile integral ca nefondate. Putem dreptul la replică să oferă proximă.